După aglomerația de la Drăgoieni, autoritățile îndeamnă populația să folosească cu succes cursele transloc pentru a ajunge în weekend la serbarea câmpenească din zona Narciselor. De această dată, accesul se va face pe două sensuri. Vom avea mijloace de transport care se vor deplasa din 15 în 15 minute, așa cum am procedat și la Drăgoieni și bine am făcut. Pentru că pe toată perioada acelei zile, mijloacele de transport, chiar dacă au mai fost blocate în trafic, au funcționat permanent și au preluat o parte dintre cetățenii care altfel nu puteau să ajungă decât cu autoturismele în târgul de la Drăgoieni și la Praiajba. Vom folosi mijloace de transport în comun, însă sunt convins din experiența anilor trecuți că nu vom mai avea aceeași problemă, pentru că tronsonul de drum care ajunge spre Preajba nu mai coincide cu drumul național, pentru că avem două căi de acces, una dinspre Drăgoieni, cealaltă dinspre zona Artego, da, pe zona Artego, cartierul de tineri și după aceea Preajba, și cred că nu vor mai fi probleme în trafic, indiferent de numărul de mașini care vor ajunge în acea zonă. Din păcate, veștile din partea meteorologilor nu sunt bune, fiind anunțate furtuni.